Lada cu zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu. Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de noi este, așa cum ne-am obișnuit, doamna Angela Țiprigan. Bun revenit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Continuăm subiectul pe care l-am discutat în emisiunea trecută, relațiile, subiectul cel mai important pentru viața noastră. Suntem definiți prin relațiile pe care le avem. Ne dăm seama cine suntem noi ca persoane, definindu-ne relațiile pe care le avem. Și dacă în episodul trecut am identificat o listă de oameni împărțiți pe anumite generații și categorii, dar oameni care fac parte din viața noastră, ne propunem și astăzi să descoperim care sunt condițiile și modul în care aceste relații funcționează în modul cel mai bun cu putință. Da, mă bucur că am putut să discutăm despre modul în care societatea noastră este împărțită și despre acea listă lungă cu persoanele cu care Dumnezeu ne-a pus în relații și astăzi vom încerca să răspundem la această întrebare. Putem noi să avem relații sănătoase cu cei din jurul nostru dacă relația noastră cu Dumnezeu sau relația cu noi înșine este în suferință? Și la fel să ne întrebăm de unde ne luăm resursele ca să putem în mod optim să întreținem aceste relații și ele să fie sănătoase și să fie după voia lui Dumnezeu. Sigur că vom realiza dacă ajungem într-o perioadă de paranteză a vieții noastre, când nu suntem bine în relația cu Dumnezeu, când trecem prin încercări care ne zdrobesc, când avem așteptări nerealiste, vom descoperi că și relațiile din jurul nostru sunt în suferință. Desigur, un suflet pustit nu are ce să dea. Este invidios, este suspicios, este cu spirit de judecată, este aplecat doar asupra problemelor personale, se victimizează și cred eu că dacă este un punct de unde trebuie să începem această igienizare a relațiilor, acela este de la noi înșine. Și numai când interiorul nostru este sănătos, numai când relația noastră cu Hristos este bună, atunci avem ce să dăm, atunci într-un mod natural ne relaționăm la cei din jurul nostru, nu trebuie să facem eforturi, nu trebuie să vedem lucrurile așa ca pe un sacrificiu extraordinar, ca pe o jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu, ci prin natura noastră cristică nu putem să trăim altfel decât după modelul Domnului Iisus Hristos și ne este foarte ușor să ne relaționăm la cei din jurul nostru, indiferent de apartenența lor sau de tipul lor de temperament sau chiar de caracterul lor, tocmai punând acele principii despre care Domnul Iisus vorbește și prin prisma acestor principii să putem să analizăm sănătatea fiecărei relații pe care noi o dezvoltăm. Ca de fiecare dată obișnuiesc să spun, și asta este preocuparea mea de ani de zile deja, ce fel de model sunt eu pentru cei din jurul meu, ce moștenire las eu generației care vine sau ce mărturie este viața mea, cum dau eu socoteală de nădejdea care o am în Hristos, care sunt valorile mele, care sunt principiile mele, cum le împărtășesc și le dau mai departe, în fiecare relație, indicatorul nostru trebuie să fie către Hristos. Și când o relație este centrată și este pentru gloria lui Dumnezeu, atunci polarizăm atenția celor din jur, oamenii ne caută, sunt cu noi, dar mi-aduc aminte de cineva care călătoria și a ajuns într-un sat și acolo a întrebat pe cineva, zice... În satul ăsta există pocăiți și săteanul a întrebat de care vrei să știi, de cei de duminică sau de cei de sâmbătă? Și călătorul a spus nu, zice eu vreau din aia care sunt în fiecare zi și el a zis îmi pare rău, din aia nu avem în satul nostru. Ce trist, Dumnezeu ne cheamă să trăim și să depunem această mărturie nu numai duminica sau la evenimente, ci să ne trăim frumos viața fiind o mărturie luminoasă, o mireasmă plăcută în locul în care El ne-a semănat, acum acolo unde El ne-a pus, în mijlocul acelui colectiv de oameni pe care El ni le-a dat cumva în grija noastră. Sunt persoanele pentru care noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu nu mă va întreba de ce nu l-am mărturisit pe El în Africa sau în India, pentru că planul lui n-a fost niciodată să ajung acolo, dar sunt sigură că într-o zi îmi va cere socoteală de relația pe care am dezvoltat-o cu oamenii în mijlocul cărora am apus, pentru că este mai ușor, așa la modul teoretic, să poți să iubești pe cei de la distanță, pe cei pe care nu-i cunoști și este cu mult mai greu să aplici aceste principii cristice în relația
de 1 la 1 cu persoanele apropiate, cu cele cu care poate te vezi în fiecare zi sau conjunctural, dar acolo vrea Dumnezeu de fapt să-L mărturisim și acolo viața noastră să transpară și principiile și valorile noastre să primeze și să fie niște mărturii care să vorbească de la sine. Aș vrea acum să spun puțin și despre scopul unei relații pe care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu. Și pașii și, eu știu, terapia sau prevenția într-o relație. Ar trebui să nu aruncăm o relație după prima criză, pentru că o criză este de fapt un test, este o probă de rezistență a unei legături și cele mai frumoase și cele mai valoroase relații, de fapt, sunt relațiile vechi, cele peste care au trecut vânturile, valurile și ne cunoaștem și nu mai apar surprize și ar trebui să avem grijă să nu aruncăm o relație veche, pentru că s-ar putea să plătim foarte mult pentru una nouă. Să trecem dincolo de cuvinte într-o relație. Chiar dacă persoana din fața noastră a avut o zi proastă, poate că a spus cuvinte nepotrivite, poate că este într-o criză personală, ar trebui să îi acordăm acest capital de credit și să trecem dincolo de cuvinte și să ne gândim la faptele care au fost, la acțiunile care au fost, la sacrificiile pe care poate că le-a făcut și trecând dincolo de cuvinte să-l valorizăm pentru întreg, nu doar pentru un clișeu. Să nu uităm că orice relație de fapt îmbogățește două persoane și nu cred că este o relație în care doar Dumnezeu mă cheamă pe mine să dau, să dau, să dau. Dacă nu vreau să primesc sau nu sunt atentă la ceea ce Dumnezeu vrea să-mi ofere printr-o relație, chiar dacă eu mă cred pe treaptă superioară și am o relație cu persoană de o apartenență marginalizată și așa, în fiecare om este un capital de preț și o valoare pusă de Dumnezeu și cu siguranță voi fi în câștig și să nu uităm acest principiu că de fiecare dată orice relație de fapt îmbogățește și aduce frumusețe și armonie trupului Hristos și aduce slavă lui Dumnezeu. În Matei 5, 6 și 7, pe parcursul a 111 versete, în Predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos ne dă foarte clar aceste principii, porunci și legi din Noul Testament, care reglementează și relațiile noastre. Și în 1 Timotei 5, cu 8, cuvântul care l-am putea puțin extinde și generaliza spune că dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Și aici aș vrea puțin să vorbesc despre familia lărgită. Îmi plac decupajele din realitate, îmi place să observ realitatea și din păcate văd că sunt foarte multe familii în care frații nu mai vorbesc de ani de zile. Se întâlnesc doar dacă este o înmormântare sau situații în care părinții sunt aproape părăsiți, aș putea să spun. Am avut durerea să întâlnesc anul trecut o bătrână de 87 de ani internată la spitalul de Arș pentru că a avut un accident casnic, a explodat o butelie și avea toată fața și mâinile arse. Și în toată durerea ei fizică, oricât a fost de mare, a răzbătut ceva mai profund, o durere sufletească care mi-a umplut ochii de lacrimi și sufletul mi l-a întristat atunci când am auzit-o spunând: mă bucur că am avut acest accident, că măcar așa copiii mei vor veni să mă vadă. Sunt situații dramatice în jurul nostru și dacă insist asupra acestui aspect, mă gândesc că Dumnezeu ne-a chemat să veghem asupra relațiilor din casa noastră și din familia lărgită mai ales. Dacă știm și vedem că sunt relații rupte, să nu așteptăm să se facă prăpăstii peste care nu se mai pot crea poduri de legătură, să intervenim, să ne rugăm Domnului să aducă vindecare în relațiile acestea, să cadă orice ziduri de despărțire, orice planuri demonice care defrișează familiile, care aduc înstrăinare. Uneori sunt certuri pe mărunțișuri, pe un metru de pământ, pe niște scânduri, pe niște cuvinte aruncate la mânie. Să ne întrebăm oare din punct de vedere veșnic câtă relevanță au aceste detalii, oare chiar merită să pierdem timp și să pierdem acest capital de apartenență. Mi-aduc aminte de o întâmplare în care doi frați s-au certat așa de tare și și-au spus cuvinte foarte grele și locuiau undeva la sat
Și într-o zi a venit un templar care a spus, uite, caut ceva de lucru pentru câteva zile. Și fratele mai mare i-a spus, uite, tocmai ai picat bine, sunt în mare dușmănie cu vecinul meu și aș vrea să-mi faci un gard de 3 metri ca să nu-l mai văd. Uite, îți las aici toate materialele necesare, tocmai plec într-o călătorie până vin, sper că termin gardul acesta. Numică i-a fost surpriza că atunci când s-a întors, a găsit în loc de gard un pod care traversa râul și care se termina în curte la fratele lui. Tocmai când mirat se uita la construcție și cerea justificare din partea templarului, fratele mai mic venea pe pod și cu lacrimi în ochi a spus, frate, mi-ai dat o lecție de dragoste și de iertare și eu ți-am spus cuvinte așa de jignitoare și tu ai construit un pod. Sigur că și fratele mai mare a înțeles lecția și mă gândesc la acel templar care, în loc să facă ziduri de despărțire, a făcut poduri. Cred că asta este și chemarea pe care nouă ne face Dumnezeu, să nu punem ziduri, ci să fim acele creatoare care pot să întindă poduri de legătură și să nu mai țină cont de resentimente, poate, de așteptări nerealiste, de lucruri care s-au întâmplat cu ani de zile în urmă, de pierderi chiar, ci să privim totul prin prisma veșniciei. Cum doresc eu să mă duc să evangelizez nu știu unde, să-L mărturisesc pe Dumnezeu în altă parte, când știu că relația cu fratele meu, cu sora mea, cu cumnatul meu, cu nora mea, cu cineva din familia lărgită este așa într-o dramatică ruptură, poate ireversibilă la momentul respectiv. Apoi, în celelalte sau în orice tip de relație, să nu uităm niciodată, să punem conținut, să punem substanță. Se întâmplă de multe ori că ne întâlnim cu alte persoane, povestim poate ceasuri despre criză, despre vreme, despre copii, despre orice și când ne despărțim, poate că avem mai multe informații, informații fără de care am fi putut trăi liniștit, dar nu avem nicio provocare de schimbare, o motivare, ceva. Dacă noi admitem că fiecare relație are ca scop proslăvirea lui Dumnezeu, să fim acele persoane care să punem cuvânt în cuvintele noastre, care să exprimăm măcar un principiu, care să exprimăm o esență, ceva să punem din ceea ce este valoros, din ceea ce ne motivează, din ceea ce este pentru noi ca principiu de viață, din ceea ce vrem să dăm mai departe. Să nu privim niciodată o relație ca o pierdere de timp, ca o cheltuială. Dacă socotești câte cafele ai dat, câte cadouri ai făcut, câte telefoane ai dat, dacă Dumnezeu te-a pus în acea relație, atunci privește totul ca o investiție. Și chiar dacă de la acea persoană nu se va întoarce niciodată cu dividende relația ta și nu te va răsplăti niciodată sau nu îți va mulțumi vreodată, Dumnezeu este Cel care are compensații. Să rămânem în această încredințare. Să nu judecăm după aparențe. Spune cuvântul că cu ce măsură judecăm, cu aceea vom fi judecați. De multe ori surprindem oamenii într-o anumită ipostază sau într-o acțiune poate mai neplăcută, într-o zi de oboseală sau de neveghere. Și le punem așa o etichetă de unde nu mai e un abțibilt care să se lipească pe sufletul lor și nu le mai dăm voie să iasă de acolo, chiar dacă ei și-au reabilitat starea respectivă. Să nu fim oamenii clișeului, să nu emitem asemenea judecăți, oare nouă ne-ar place să fim judecați la modul acesta. Să nu înghesuim pe toți în tiparele noastre. Eu am greșit foarte mult în această zonă. Dumnezeu mi-a dat așa foarte, foarte multă energie și pasiune pentru ceea ce fac și am vrut ca toată lumea să alerge în cadența mea și să o pun în tiparul meu. Și am avut aceste așteptări nerealiste și am suferit de foarte multe ori, până când a trebuit să înțeleg că fiecare are personalitatea lui, temperamentul lui, cadența în care merge și că nu este mai puțin valoroasă o persoană care este atât de diferită. Biblia ne spune în Roman 12 să celebrăm aceste diferențe și vorbește acolo de daruri, vorbește de roade și ne îndeamnă să facem o sărbătoare de celebrare pentru că învățăm lucruri de la persoanele diferite de noi. N-am fi avut nici un folos dacă toți am fi fost așa niște clone la o rotativă cosmică trași acolo la Indigo și am fi știut totul unul despre celălalt.
Asta este ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem în fiecare relație, să o facem să fie de folos, să fie frumoasă, să îl proslăvească pe Dumnezeu, să-i aducă onoare lui Dumnezeu. Și atunci toate aceste lucruri se vor întoarce cu acea plinătate, cu acea umplere, cu acea bucurie, cu acea mireasmă plăcută care ne va împodobi în lumea aceasta și vom fi căutați de oameni, vom fi un indicativ pentru oameni. Oamenii vor vedea pe Hristos în noi și vor dori să pășească pe aceste urme, pentru că viețile noastre îl vor proslăvi pe Hristos. De dragul oamenilor, Hristos a venit în lume. Oamenii sunt subiectul principal al dragostei lui Dumnezeu. Acesta este și obiectul discuției noastre, relațiile cu oamenii din jurul nostru. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, doamnei Angela Țiprigan. Fie ca Dumnezeu să ne dea relații sănătoase, benefice, în primul rând pentru împărăția sa, și apoi aceste relații să-mi reflecte același mod de relații pe care le are Hristos cu noi. Amin, așa să ne ajute Domnul. Lada cu Zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu.